dintr-o altă perspectivă, așa cum înțeleg eu această sărbătoare a nașterii Domnului nostru Hristos. Și l-am ales pe Ioan, evanghelistul, ca să vă vorbesc despre cum poți să-L cunoști pe Dumnezeu prin întrupare, prin nașterea lui Hristos. În Evanghelia după Ioan, primele 18 versete sunt considerate un prolog, adică un fel de introducere la Evanghelie. Scopul scrierii lui Ioan a fost, spune el mai târziu, ca noi toți să credem că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și crezând să avem viață veșnică. De aceea este scrisă această Evanghelie sau veste bună. Acum Ioan se pare că a scris ultimul, după ce primele trei Evanghelii deja au fost scrise. Cei mai mulți comentatori cred că Marcu a scris primul Evanghelia, poate puțin înainte de anul 50. Acum gândiți-vă că între anul 33, când a murit Domnul nostru, a început biserica, până în 47-50 a trecut o generație. Nu s-a scris nimic, cel puțin noi nu avem niciun document. Biserica trăia, biserica se răspândea datorită lucrării Duhului Dumnezeu, e adevărat, datorită prezenței apostolilor și mărturia lor. Dar nu s-a scris nimic. A trebuit ca Dumnezeu să-l cheme pe Saul din Tars, să schimbe numele, să-l facă Pavel, apostolul neamurilor. Era om cult, deștept, pregătit. Dumnezeu are nevoie de astfel de oameni pentru împărăția Lui. Și dacă e nevoie de unul ca acesta, e gata să îi se descopere într-un mod special. Așa cum a făcut-o la acest Pavel. Și Pavel a început să scrie primul. Prima scriere din Noul Testament se pare că este Galateni, epistola lui Pavel către Galateni. Epistola mai scurtă, concretă, absolut necesară în perioada aceea. După Pavel au început să scrie și ceilalți. Probabil că Marcu, Luca, Matei, cu siguranță Petru mai târziu și Ioan. Ioan era un tânăr apostol. Există un părinte al bisericii în secolul 2 care menționează faptul că Ioan a scris la îndemnul celorlalți apostoli, care deja aveau în față primele evanghelii. Însă era nevoie de o nouă perspectivă asupra a cine este Iisus Hristos, ce a făcut El. Dacă vă uitați la Marcu, Matei și Luca, primii care au scris despre viața lui Iisus, veți vedea că fiecare alege o anumită temă dominantă, personalitatea fiecărui scriitor se vede în scriere. Marcu este mai scurt, îl prezintă pe Iisus ca Fiul omului, cel care a venit să trăiască cu noi, lângă noi. Luca, în schimb, era doctor, medic. Lui plac detaliile. A cercetat detalii, de exemplu, despre cum s-a născut Iisus Hristos. A auzise că s-a născut din Fecioara Maria. Ei, probabil că a ajuns în preajma familiei lui Iisus. Și a aflat un detaliu, că Mariei s-a arătat Îngerul lui Dumnezeu și a spus că Duhul lui Dumnezeu urma să o umbrească și puterea celui preanalt să vină peste ea și Sfântul care se va naște din ea va fi numit Fiul lui Dumnezeu. Pe un medic nu-l păcălești ușor. Trebuie să-i dai detalii, să crezi că e posibilă o naștere fără participarea bărbatului. Luca crede însă, ia toate aceste detalii și ni le dă. E uimitor. Matei a scris Evanghelia mai mult pentru evrei, se spune, pentru că tema dominantă este tema împărăției. Îl prezinte pe Iisus ca rege.
Ar fi să domnească. Dar toate aceste trei scrieri se uită la Iisus Hristos de jos în sus, din perspectivă istorică. Cum s-a născut Iisus, care au fost părinții, cum a fost creșterea Lui, misiunea Lui, învățătura Lui, moartea, apoi învierea și înălțarea Lui. Când Ioan scrie, sesizează că există o lipsă, o dimensiune pe care trebuie lumea să o cunoască. Și anume perspectiva meta-istorică, perspectiva de sus în jos. Cum a văzut Dumnezeu Crăciunul? Ce să înțelegem noi că a avut loc atunci în evenimentul acela al întrupării? De aceea limbajul lui Ioan, modul de abordare este complet diferit. El nici nu apomenește despre fecioară, despre păstori, magie, corul ceresc. Nu, acestea ne plac, sigur, dimensiunea istorică mai ușor de asimilat, ne creează așa o stare mai simplă, ritualică, plăcută, dar e mai mult de atât. Și Ioan asta vrea să ne spună. Voi care credeți, trebuie să mărturisiți ceva mai mult. Și despre aceasta aș vrea să vorbesc și eu. Ioan se uită de sus la Iisus ca și cuvântul lui Dumnezeu. Ce vrea să însemne asta? De ce a ales tocmai această metaforă? E o realitate, într-adevăr, dar ca să înțelegem noi mai mult cine a fost El. Cuvântul folosit în greacă este logos. Probabil că ați folosit des acest cuvânt, dar cuvântul logos înseamnă cuvânt, rațiune, discurs, studiu. E un cuvânt foarte des folosit la greci. Și Dumitru Cornulescu, care a tradus Biblia, a folosit sensul cel mai uzual. Logos înseamnă cuvânt. E corect. Uitați cum. Pentru că versetul 18 din Ioan 1 spune că nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a făcut cunoscut, înseamnă că tot ce scrie Ioan este ca noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Deci, venirea Fiului, Logosului în lume, are ca scop ca noi să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Vrei să-L cunoști pe Dumnezeu? Sau crezi că-L cunoști deja? Mi-amintesc de o ilustrație, o mai folosesc mai des că e relevantă. Un bătrân duhovnic a primit vizita unui ucenic entuziast, ca toți ucenicii. S-a dus la duhovnic și a spus, vreau să-L cunosc pe Dumnezeu. Da, spune duhovnicul. Bun, hai cu mine. L-a luat pe ucenic și l-a dus, s-au dus împreună până în mijlocul unui râu. Apa era destul de mare. La un moment dat, când ajung în mijloc, duhovnicul îl ia pe tânărul acela de după gât și îl bagă cu capul sub apă și îl ține acolo o vreme, până când abia a mai avut aer. Apoi îi dă drumul și tânărul trage aer în piept, salvat. Și duhovnicul îi spune, atunci când îl vei dori pe Dumnezeu, cum ai dorit aerul acesta, vei ajunge să-L cunoști. Noi spunem că, da, vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, cum să nu, dar chiar dorim asta. Uite, cea mai simplă modalitate și cea mai bună, nu există mai bună modalitate de a-L cunoaște pe Dumnezeu, spune Ioan, este prin Iisus Hristos, prin Fiul Lui. Adică Fiul te introduce la Tatăl. Cum poți să cunoști un tată mai bine decât
dacă ți-l prezintă Fiul? Sau, în termeni mai filozofici, cum poți să ajungi la gând dacă nu cunoști cuvântul? Dacă tu vrei să ajungi în gândul meu, trebuie ca eu să vorbesc, să rostesc cuvinte. Prin cuvânt, prin cuvinte, prin cuvânt, tu ajungi la gând. Cam asta vrea să spună Ioan. Iisus Hristos este cel care a vorbit despre Dumnezeu, El e cuvântul. Dacă vrei să ajungi la Tatăl, la Dumnezeu însuși, la divinitate, atunci trebuie să mergi pe singura cale care te duce la gând, prin Fiul Său. De aceea Domnul nostru a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Acum, cuvântul folosit aici, iarăși în versetul 18, acela l-a făcut cunoscut, e corect tradus, dar în original este exegeză. Ați auzit cuvântul ăsta? Exegeză? E un cuvânt grecesc, care înseamnă explicație, comentariu. Altfel, aș putea citi acest verset, nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu, singurului Fiu care este în sânul Tatălui, acela l-a exegetat, l-a explicat, l-a interpretat pe Dumnezeu. Când mă uit la această sărbătoare a nașterii Domnului, înțeleg că Fiul care s-a născut, care și-a asumat natura noastră umană, ni l-a exegetat pe Tatăl, ne-a făcut de cunoscut gândul, ni l-a explicat pe Dumnezeu. Pentru că noi vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, dar El nu se poate cunoaște cu instrumentarul uman, cu uneltele noastre. Există trei modalități prin care noi cunoaștem. Noi cunoaștem întâi cu ajutorul rațiunii, cu ajutorul minții. Cunoaștem lucruri din univers despre noi, folosindu-ne logica, mintea. Putem să facem legături între evenimente, lucruri. Asta înseamnă să-ți folosești mintea. Cunoști cu ajutorul rațiunii. Este o cunoaștere importantă. Ne bucurăm de ea. Cei care își folosesc mai des rațiunea, evident. Dumnezeu ne-a dat acest dar, această capacitate de a gândi. Uitați, animalele trăiesc din instinct. Noi, pe lângă instinct, avem și noi instinctele noastre, avem capacitatea de a gândi. Este ceva superior, e mai mult decât ce are animalul. De aceea se explică faptul că Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, după ce a creat lumea animală, ne-a făcut pe noi peste această lume. Și o modalitate de a te deosebi, a te face deosebit, este de lumea animală sau vegetală sau minerală, este prin capacitatea de a gândi. Rațiunea este un dar de la Dumnezeu. Prin rațiune cunoști, dar și rațiunea are limitele ei. După o vreme, îți dai seama că oricât ai studia, cunoști foarte puțin. De fapt, toți care știu foarte multe, adună, adică cunoștințe, după o vreme își dau seama cât de puțin cunosc. De aceea, toți oamenii înțelepți din lumea aceasta sunt smeriți. Nu toți inteligenții sunt smeriți. Unii inteligenți sunt aroganți. Până când vor da și ei de limite și atunci se vor smeri. Un om înțelept se smerește pentru că își dă seama cât de puțin cunoaște din lumea aceasta. De aceea trebuie să apelezi la o altă sursă de cunoaștere decât rațiunea. Ea te ajută temporar. Uitați, rațiunea doar informează, dar nu transformă neapărat. Te informează, dar nu
te regenerează. Al doilea tip de cunoaștere este cunoașterea experiențială, prin experiență, adică. De obicei, vorbim despre două tipuri de experiențe, experiențe în afară și înăuntru nostru. Cele din afară se traduc prin simțuri. Avem cele cinci simțuri pe care ni le-a dat Dumnezeu, toți le avem, nu? Văzul, nu? Auzul, mirosul, gustul, pipăitul. Prin aceste simțuri cunoaștem, experimentăm ceva din lumea de lângă noi. Nu trebuie multă rațiune pentru asta. Când te frigi, nu, la sobă, de fapt rațiunea n-a prea lucrat, lucrează experiența. Și înveți prin experiență. Cunoaștem foarte lume, multe, și învățăm foarte multe cu ajutorul simțurilor. Dar există și simțuri lăuntrice. Vorbeam de instinct, nu, care este acolo în noi. Vorbeam, cred că există și un fel de dinamică, de energie în noi. Există simțăminte lăuntrice pe care le experimentăm, cum ar fi bucuria sau frica. Și ele te ajută. Dacă ți-e frică, dacă pui frica înainte, te păzește de multe necazuri și așa mai departe. Deci avem... Suntem înconjurați, formatați cu multe simțuri, dar toate aceste simțuri pot impresiona, dar nu neapărat pot transforma. Unii spun că l-au simțit pe Dumnezeu. Va trebui să-mi dai mai multe detalii, pentru că, vedeți, nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Când spune Ioan lucrul acesta, sigur, se referă la faptul că nu poți să-L vezi cu ochii fizici pe Dumnezeu să trăiești. Doar Dumnezeu spune lucrul acesta, că nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Vă aduceți aminte de Moise? A fost pe munte să primească legea. Când s-a coborât de pe munte, din prezența slavei lui Dumnezeu, fața lui Moise strălucea. Acum, de unde venea această strălucire? Nu, din interior înspre exterior, mă gândesc. Nu? Era în prezența lui Dumnezeu, dar așa de mult strălucea, de tare strălucea în fața lui Moise, că oamenii nu se puteau uita la el, la un om. Și a trebuit ca Moise să-și pună o maramă, o învelitoare. Păi a stat numai puțin în prezența lui Dumnezeu și tu vrei să-L vezi pe Dumnezeu? Ar fi imposibil. Cu simțurile, cu experiențele noastre, nu se poate. Sunt foarte, foarte sceptic când aud că unii se laudă, că l-au simțit pe Dumnezeu și cum a lucrat și ca un fel de curent în ei. Și posibil, anumite lucrări să se manifeste așa într-un mod șocant, dramatic pentru unii, dar Dumnezeu nu poate fi redus la simțurile noastre. Foarte puțin putem cunoaște despre Dumnezeu prin și cu ajutorul simțurilor. Și oricum, dacă ai avea o astfel de experiență, abia ai putea să spui ceva despre ea. Uitați-vă la Apostolul Pavel, dacă tot luăm oamenii mari al lui Dumnezeu, care a fost în prezența lui Dumnezeu. Păi scrie el în 2 Corinteni 12 că cu ceva ani în urmă a fost în al treilea cer. Că a fost cu Duhul, nu știe. Că a fost cu trupul, nu știe. Dumnezeu știe. Pe cum ai avut o experiență nu supranaturală și tu nu știi explica? Da, așa este. Pot să existe experiențe în prezența puterii, manifestării gloriei lui Dumnezeu și să nu le poți explica. Da, e posibil lucrul acesta. E posibil să fii întâlnit îngeri. Sau n-ați întâlnit niciodată? Credeți în îngeri? La curtici aici se crede în îngeri. Da? Păi știți că îngerii sunt duhuri slujitoare, spune în Evrei. Dar îngerii iau formă umană. Vă amintiți de Maria după înviere, când a văzut doi bărbați pe acolo prin grădină, și a vorbit cu ei și credea Maria că sunt doi bărbați. Dar erau de fapt doi îngeri. Pentru că există posibilitatea ca
acești îngeri, ființe, da, dintr-o altă existență ca a noastră, să ia forma existenței noastre, formă umană, asta se numește antropomorfism. Și asta se poate oricând, cine știe, îi fi întâlnit vreun înger într-o zi. Poate ai vorbit chiar cu el. Da, poți să ai astfel de experiențe. Unele se pot traduce, înțelege, altele nu. Dar această cunoaștere prin experiență, zic, impresionează. Dar nu neapărat transformă. Uitați-vă la Domnul Iisus Hristos. Doar a făcut minuni cu oamenii. Le-a dat să mănânce la mii de oameni odată. Și l-au răsignit. N-au crezut în el. Nu neapărat miracole de acest gen, intervenția, adică ale Dumnezeu în lumea noastră, care suspendă niște legi sau schimbă niște legi în lumea noastră, nu neapărat aceste intervenții îți vor crea credință în inimă. Nu neapărat. A cere miracole ca să crezi este ca și cum cere o cârjă să umbli. Poți umbla și fără. Dacă Dumnezeu vrea, poate să-ți dea bonus, un miracol. De El nu le face acestea la dorința noastră când îl programăm noi pe Dumnezeu să ne facă miracole. Orice miracol pe care Dumnezeu l-a făcut, așa citim în Sfânta Scriptură, asta e ca un principiu în toată Scriptura, orice miracol pe care Dumnezeu l-a făcut, l-a făcut cu un scop. Și scopul se alinia planului Său, nu planului nostru. Dar acesta e al doilea tip de cunoaștere. Prima, cunoașterea rațională, te informează. E nevoie de ea. Te apropie de Dumnezeu. De exemplu, cu ajutorul rațiunii poți să faci analogii despre Dumnezeu. Păi dacă Biblia spune, de pildă, că te-a creat după chipul Său, prin analogie, ce să înțelegi? Uitați-vă la noi. Da? Fiecare dintre noi suntem considerate persoane. Cuvântul persoană înseamnă o ființă capabilă de relații cu alte persoane. Dar persoana în sine e definită prin cel puțin trei însușiri. Rațiune, sentimente, emoții și voință. Noi comunicăm între noi ca persoane. La alt nivel comunicăm cu animalele, cu pisica, cu câinele, nu, e alt nivel, sper. Unii nu prea fac diferența între cele două, lumea și niveluri, dar așa ar trebui. Noi să ne privim ca oameni, ca persoane create după chipul lui Dumnezeu, avem ceva în plus. Deci, când eu mă gândesc la mine ca persoană, prin analogie, înțeleg ceva despre Dumnezeu, nu-i așa? Aceasta se numește în limba latină analogia entis, analogia ființei. Adică mă uit la ființa mea și pentru că Dumnezeu m-a creat după chipul Lui, înseamnă că pot să spun ceva despre Dumnezeu uitându-mă la mine. Adică Dumnezeu are și El rațiune, are și El sentimente, are și voință. E o persoană perfectă, e adevărată. Este un spirit infinit și perfect, ăsta e Dumnezeu. Eu sunt limitat, am și o spirit, dar foarte limitat, am trup limitat, sunt doar o creatură. El este creator, e cu totul altceva. Dar prin analogie rațională pot să-L cunosc parțial pe Dumnezeu. Mă informează, mintea mă informează, dar nu mă mântuiește. Experiența și ea mă ajută. Dar experimentez anumite trăiri, uitați, poate chiar în casa Domnului. Când cântăm, ce frumos am cântat, nu? Ne-am toți cu vocile, ne-am unit. Asta este o experiență. Poți să ai experiență în cămăruța ta cu Dumnezeu. Experiența și ea este importantă, dar nu neapărat transformă. În biserica aceasta ar trebui să fie mai mulți din localitate, pentru că eu așa cred, intuiesc că unii s-au predat Domnului aici cândva, au ridicat o mână, au avut o experiență, nu? Dar nu sunt aici. Experiența nu neapărat transformă, dar ajută.
Trebuie înseamnă să existe un al treilea tip de cunoaștere sau o altă sursă a cunoașterii care e decisivă. Cunoașterea rațională și cunoașterea experiențială sunt pregătitoare. Pregătesc un teren pentru ceva transformator. Ei, despre asta vorbește Ioan aici. Dacă te uiți la creație, o admiri rațional, da. Te impresionează la simțăminte, da. Dar este doar o etapă. A treilea tip de cunoaștere este cunoașterea revelațională, cunoașterea prin credință. Uneori ce pricepe mintea și ce trăiește inima trebuie aduse la oaltă. Scurt circuitul dintre minte și inimă e făcut de credință. Toți cunoaștem prin credință. Nu e adevărat că la un anumit nivel, evident, credința este așa o chestie necunoscută. Da, vine printr-o descoperire, dar la un anumit nivel toți trăim prin credință. Uitați-vă, stați jos pe scaune, nu? Cei mai mulți, unii chiar foarte bine, profund, chiar acum. Așa de bine vă simțiți. Când vă ridicați și vă veți ridica de pe scaune, voi prin credință vă ridicați și credeți că nu vă veți lovi cu capul de tavan. Da? Asta se numește că voi credeți în legea gravitației. Hă? Descoperită pe undeva la sfârșitul secolului XVIII. Pă, cine poate să explice legea gravitației? Greu, nu? Cu forțele. Dar nici nu-ți trebuie explicație rațională, experiențială, o trăiești prin credință, auzi, prin credință trăim. De exemplu, prin credință trăiești că mâine dimineață te vei scula și vei avea aer să respiri, să trăiești. Ha. Atâtea lucruri le facem prin credință și nu ne dăm seama. Dar există un tip de credință care transformă. Există o credință care e rezultatul interacțiunii între persoane. Asta se numește încredere. Deci credința despre care vorbește Biblia, în special Ioan, că folosește des ideea credinței, este credința ca o cunoaștere a persoanei. Da? Uitați, soția mea aici. Mi-e dragă. Oh. Dar până să ajung la acest nivel, n-a fost ușor. Nu, pentru că ne-am cunoscut prima dată, a existat o distanță. Nu dintr-o dată, nu, două persoane se cunosc. Este o distanță, cei doi încep să se apropie, să se cunoască. E ca un fel de dans al relației. Da? Mai lasă puțin unul, mai lasă celălalt și cu cât cei doi se deschid unul față de celălalt, cu atât încrederea crește. Și cu cât înaintezi în viață ca soț, soție, cu atât încrederea crește mai mare. Crește într-atât încât, chiar dacă celălalt nu e prezent lângă tine, știi că ți este credincios. Și relația se bazează pe credință. Crezi în celălalt pentru că îl cunoști. Cu cât stai mai mult cu celălalt și particip și experimentezi tot felul de lucruri în viață, cu atât încrederea crește. Cunoașterea e bazată pe încredere. Și invers. Acum, dacă între noi stau lucrurile așa, cu atât mai mult e așa cu Dumnezeu. Tu vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, dar nu poți cunoaște dacă nu ai încredere în El. Și nu poți avea încredere în El dacă nu stai cu El, vorbești cu El, îl cunoști și El te cunoaște. Cu Dumnezeu merge ca și cu noi, cu celelalte relații interpersonale, adică e o deschidere. De exemplu, dacă te rogi mai mult, inima ta se deschide mai mult și Dumnezeu îți va vorbi mai multe. Da. Dacă îi citești cuvintele
în Scriptură. Îl cunoști mai mult pe Dumnezeu. Prin cuvinte ajungi la gând. Și te vei încrede mai mult în El. Și în experiențe, da. Dumnezeu a intervenit când tu ai cerut. Sper că n-ai uitat asta. Asta înseamnă că e de încredere. Cea mai frumoasă definiție și simpla definiție a credinței am învățat-o de la unul din pastorii mei, fratele Liviu Olah. Eram tânăr atunci, la Oradea. Reușea să adune așa mare adevărul în cuvinte simple. Și ne spunea el, generației noastre, credința este să-L iei pe Dumnezeu pe cuvânt. Nu. Da? Dar ca să-L iei pe cuvânt, înseamnă că-L cunoști. Înseamnă că ai petrecut ceva timp cu El. Și cu cât stai mai mult în relație cu acest Dumnezeu, cu atât îl cunoști mai mult. Deci cunoașterea e un proces, cunoașterea nu este instantanee, cunoașterea vine, se dezvoltă, se maturizează, ca și relațiile dintre noi. Acum, ce spune Ioan aici, și închei cu aceasta, este că cel mai bine te poate introduce în prezența lui Dumnezeu Fiul Său, Iisus Hristos. Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu. Că încerci rațional, că încerci experiențial, e posibil să te apropie de Dumnezeu, dar dacă vrei să-L cunoști în intimitate, acea cunoaștere izbăvitoare, salvatoare, regeneratoare, asta nu se poate. Decât dacă cineva merge cu tine în audiență la Dumnezeul Universului. Și acesta este Iisus Hristos, Fiul Lui, slavă Lui pentru aceasta. El a venit să ne deschidă mintea, să ne dea trăiri. El a venit să ne exegeteze, să ne-L exegeteze pe Dumnezeu, să ne-L explice. Și dacă vrei să-L cunoști pe acest Dumnezeu mai mult, la Iisus trebuie să te uiți. Nu există alt mod, nu la sfinți. Ne plac sfinții, îi apreciem. În bisericile noastre, noi nu disprețuim mari oameni ale Dumnezeu din istorie. Dar nu ei sunt cei care ne prezintă înaintea lui Dumnezeu și ne ajută. Este unul singur, Sfântul, care s-a născut din Fecioara Maria, Domnul nostru Iisus Hristos. Și El e prezent chiar azi printre noi, prin Duhul Său. Și asta trebuie să ceri, asta trebuie să ai. În Duhul tău să ai o relație cu Duhul lui Dumnezeu, să-L lași să te cunoască și îl vei cunoaște mai mult. E o reciprocitate. Nu există cunoaștere eliberatoare decât prin reciprocitate. Așa cum este între noi, așa este și cu Dumnezeu. De aceea a venit Fiul la noi, să ne simplifice totul. Cât se putea. Noi îl putem cunoaște pe Dumnezeu atât cât îngăduie natura noastră. Dar este suficient loc, există suficiente conexiuni ca să-L cunoști cu adevărat pe acest Dumnezeu. De aceea sărbătorim Crăciunul. Nu este doar ritual, formă, o bucurie din asta uneori copilărească. E mai mult de atât. Dacă te uiți de sus la El, asta trebuie să înțelegi. Că Dumnezeu s-a făcut cunoscut pe sine în Fiul Său. Și că numai prin El poți să-L cunoști pe Dumnezeu. Că El este exegetul Tatălui. Că ajungi la gând prin cuvânt. Pe El trebuie să-L ai în tine, în inima ta. E o persoană, Duhul Lui. Trebuie să intre în Duhul tău, în tine. Și să înceapă acea relație de părtășie inconfundabilă care te mântuiește. De acest Crăciun asta îți doresc. Îți trebuie mai mult. Treci dincolo de ritual și uite-te la relație, pentru că religia creștină este o religie a relației, nu doar a ritualului. Avem nevoie și de ritual. Dar ritualul doar pregătește relația. Aceasta e religia noastră.
Religia noastră se reduce la o relație cu Domnul Hristos. Acestui Hristos, Domnul și Mântuitorul nostru, să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.